PSD-ul se pregătește temeinic să intre la guvernare. Socialdemocrații s-au apucat să își pună pe hârtie planurile mărețe de guvernare, în cazul în care vor bate palma cu liberalii pentru formarea unei alianțe. Măsurile psd se referă la creșteri salariale, măriri de pensii și alocații pentru copii. PSD mai propune noi măsuri urgente de gestionare a pandemiei, plafonări de prețuri la energie electrică și gaze naturale, dar și o colaborare, colaborare reală între autoritățile publice și mediul socioeconomic. Posibilul program de guvernare al socialdemocraților ar include creșteri salariale și mărirea alocațiilor odată cu începerea noului an, astfel că alocațiile pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani ar crește de la 214 lei la 300 de lei, cu toate că liberalii au propus creșterea doar până la 243 de lei, potrivit calculelor legate de bugetul țării pe 2022. Și alocațiile copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani vor crește de la 420 27 de lei la 600 de lei. De partea cealaltă, liberalii au propus o mărire de doar 59 de lei. Cei din PSD vor și creșterea salariului minim pentru studii generale până la 2550 de lei și la 2600 de lei pentru studii superioare și încă o creștere de la 1 iulie a salariului minim la 2740 de lei pentru studii generale și la 3000 de lei pentru cei cu studii superioare. Guvernul liberal intenționează în prezent doar mărirea salariului minim de la 2300 de lei de lei la 2550 de lei, fiind eliminat salariul diferențiat pentru cei cu studii superioare, indexarea tuturor pensiilor de la 1 decembrie 2021 cu 11% și creșterea indemnizației sociale minime cu 200 de lei la 1000 de lei pe lună, este o altă promisiune a celor din PSD. Socialdemocrații continuă lista cu promisiuni în caz că vor guverna. Aceștia vor plafonarea prețurilor la energie electrică, gaze, lemne de foc, combustibil folosiți la încălzirea termică pentru o perioadă de șase luni. Plafonarea prețurilor se va face la valoarea medie a primelor șase luni ale anului 2021. Tot ei spun că vor compensarea facturilor la energie electrică și gaz pentru consumatorii casnici și pentru IMM-uri, astfel încât ponderea cheltuierilor cu energia să fie similară cu luna decembrie a anului 2020. Asigurarea subvenției la gigacaloria este o altă propunere a celor de la PSD. Și la educație au câteva propuneri. Programul PSD vrea operaționalizarea sistemului de predare hibrid prin predarea unor materii cu prezența fizică și a celorlalte în online. În ceea ce privește investițiile, PSD vrea adoptarea sistemului de implementare pentru PNRR și pregătirea proiectelor în regim de urgență. Tot ei vor să aloce în sistem de urgență mai mulți bani autorităților locale. În viziunea PSD, pandemia de COVID-19 putea fi gestionată mult mai bine. Socialdemocrații spun că testarea și vaccinarea trebuie extinsă, însă mai înainte de asta oamenii trebuie să fie mult mai bine informați cu privire la vaccinul anticovid-19. Tot ei se laudă că în doar 30 de zile pot suplimenta locurile din ATI cu 1.500 de paturi noi și pot aloca mai mult personal medical în unitățile medicale. Pe lista de guvernare a celor de la PSD se mai regăsește un parteneriat real cu mediul socioeconomic prin care să ia decizii împreună în privința gestionării pandemiei, profesionalizarea funcțiilor publice cu atribuții în combaterea pandemiei este un alt punct de pe lista din programul lor de guvernare.